Se ascund săbiile în filiala locală a USR Plus. Doi dintre membrii marcanți ai partidului sunt acuzați de faptul că și-au exprimat anumite păreri fără a se consulta în prealabil cu echipa de comunicare. Președintele USR Plus face referire la deputatul Emanuel Ungureanu și consilierul local Irinel Cârstea. Domnul Ungureanu a avut mai multe poziții care au fost contrare unul comunicării și în principal comunicării pe care au avut colegii, planurilor pe care au avut colegii din țară, nu neapărat din Buzău, fără să se consulte deloc cu echipa de comunicare centrală sau cu filiala județeană Buzău. Domnul Cârstea a avut o poziționare contrară față de decizia USR Plus Buzău, decizia USR Plus Buzău care n-a fost a conducerii, a fost în primul rând a membrilor. În privința referendumului, a votat în Consiliul Local așa cum am decis împreună în partid, după care, așa cum cred că ați văzut, a avut o poziție de susținere a referendumului fără a exista iarăși o consultare internă. Prin urmare, în ședința de săptămâna viitoare a Biroului Județean vor fi propuse sancțiuni. Urmează ca, probabil, săptămâna viitoare aceste sesizări să intre în discuție între o județean. Să vă dau alte detalii, pentru că dacă va exista o sancțiune, va fi decisă între o ședință. Contactat telefonic, consilierul local Irinel Cârstea consideră că sesizarea care îl vizează este neîntemeiată. Este o părere personală. Eu mi-am făcut treaba reprezentând opinia partidului în ședință de consiliu local, acolo unde am votat abținere. Așa că consider că opiniile fiecărui membru ar trebui să fie respectate și nu ar trebui să se pună cumva opreliști în exprimarea liberă a opiniilor membrilor, cine ar fi acel membru. Clar că săptămâna viitoare va intra pe în ședința de birou județean. Consider că este neîntemeiată. Prin intermediul unei postări pe Facebook, alesul local a susținut că este de acord cu referendumul de unire a municipiului Buzău cu comuna Țintești, pentru că în acest fel numărul primarilor din județ s-ar mai reduce cu unul. Pe de altă parte, deputatul Emanuel Ungureanu a precizat că nu dorește să discute pe marginea subiectului. Chiar nu interesat să comentez subiectul ăsta. Tensiunile din partid nu sunt recente, în schimb săptămâna viitoare, în cadrul ședinței biroului județean, ar putea avea o finalitate, în sensul în care se pot aproba o serie de sancțiuni care ar putea merge până la excluderi.